numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, ne aflăm cu toții în cea de-a șasea duminică după pogorârea Duhului Sfânt. Evanghelia care s-a citit astăzi este o continuare a Evangheliei de duminica trecută, unde s-a citit despre vindecarea celor doi demonizați din Gadara și la rugămintea celor locuitori, Mântuitorul Hristos este rugat să se întoarcă înapoi, să plece de la ei, pentru că oamenii s-au supărat de pierderea porcilor care s-au aruncat în mare. Și iată, Evanghelia de astăzi, vreau să-i dau citire pentru a ne o reaminti, să o putem să o înțelegem mai bine. În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănog care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor, acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-au zis, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă? Ca să știți însă că puterea Fiului Dumnezeu pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului, scoală-te, ia-ți patul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu care a dat o putere ca aceasta oamenilor. Iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut în orașul Betleem. După întoarcerea sa din fuga din Egipt, a trăit copilăria în Nazaret, iar Capernaumul a fost locul sau cetatea adoptată de Mântuitorul, acolo unde a trăit permanent. În orașul Capernaum, Mântuitorul săvârșise mai multe minuni. Aici l-a vindecat pe slăbănog, aici a înviat-o pe fiica lui Iair, care era mai marele sinagogii. Tot aici Mântuitorul a îndemnat pe evanghelistul Matei ca să lase vamea și să urmeze lui. Aici Mântuitorul i-a învățat multe învățături pe oameni. De fiecare dată când Mântuitorul Hristos se întorcea în orașul său, era asaltat de mulțime de oameni, oameni care voiau să-l asculte, oameni care voiau să-l vadă, oameni care veneau la el să-și vindece bolnavii de neputințele lor. Iată că și de această dată Hristos, întorcându-se din Gadara, l-au asaltat o mulțime de oameni. 5 dintre ei l-așteptau în mod deosebit, pentru că unul era bolnav, era în suferință, era slăbănog sau paralizat, iar 4 erau cei care duceau patul cu acest om bolnav. Și atunci Mântuitorul, văzând credința lor, s-a apropiat de acest om paralizat și a spus, fiule, iertate sunt păcatele tale. În Sfânta Scriptură aflăm de încă o vindecare a unui slăbănog care avusese loc în Ierusalim, la poarta din Vitezda, acolo unde era un om slăbănog de 38 de ani și pe care Mântuitorul îl vindecase. Slăbănogul din această Evanghelie este altul. Slăbănogul din Ierusalim, Hristos îl vindecase într-o zi de sâmbătă și cărturarii au început să cârtească împotriva lui de ce l-a vindecat în zi de sâmbătă. Însă acest slăbănog din Evanghelia de astăzi a fost vindecat într-o zi din cursul săptămânii. Însă și de această dată cărturarii, ca de obicei, au găsit motiv de cârtire împotriva lui Hristos, iar acest motiv a fost pentru ce Hristos dă iertare de păcate. Cărturarii cunoșteau că cel care poate să dea iertare de păcate este însuși Dumnezeu. Însă ei nu înțelegeau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să pironească pe cruce păcatele oamenilor. Hristos, văzând credința acestui slăbănog, i-a dat nu numai vindecare sufletească, pentru că era bolnav de păcate, dar i-a dat vindecare și trupească, pentru că i-a spus, ia-ți patul tău și umblă. Un om slăbănog poartă în el o suferință destul de mare, pentru că cel care este paralizat este o adunătură de viață și moarte. Cel care este paralizat, singura lui ușurință
ar fi să-și dea sufletul să scape de durerile pe care le suportă. Este o povară atât pentru el, cât și pentru cei în care stă în grija lor. Astfel că Mântuitorul Hristos le-a dat o dublă vindecare, vindecare sufletească și vindecare trupească. Este foarte important să învățăm din această Sfântă Evanghelie ce trebuie să facem și noi. Este foarte important să urmăm și noi ceea ce au făcut cei patru care l-au dus pe acest slăbănug ca să fie vindecat. Și astăzi oamenii suferă foarte mult. Suferă atât trupește cât și sufletește. Astăzi, când ne aflăm în secolul 21, noi suferim de tot felul de paralizii. Suntem paralizați de ură, suntem paralizați de mânie, suntem paralizați de invidie, suntem paralizați de bârfă, suntem paralizați să judecăm pe cineva și iată și noi, ca și slăbănogul din Scriptură, avem nevoie de vindecare. Avem nevoie ca cineva să ridice această suferință a noastră. Trebuie să înțelegem că cei care sunt credincioși cu adevărat au această misiune de a aduce pe cei bolnavi la Hristos. Oamenii pot fi tămăduiți de suferința lor prin două mijloace. Unul în mod miraculos, așa cum a fost vindecat slăbănogul de la Vitezda, pentru că Hristos a dus la el. Tot așa și apostolul Pavel a fost întors la Hristos pentru că Hristos i s-a arătat lui. Iar foarte mulți pot fi vindecați prin ajutorul celor credincioși. Cei care îl cunosc deja pe Dumnezeu și care îl pot aduce pe cel în suferință către Hristos. Cum putem noi să-i aducem pe cei în suferință către Mântuitorul? Bineînțeles că în zilele pe care le trăim este foarte greu să convingi pe cineva ca să lese toate cele lumești și să-L urmeze pe Hristos. Însă primul lucru pe care noi îl putem face este să ne rugăm ca ei să-L descopere pe Hristos și să se întoarcă la El. Al doilea lucru ar fi să arătăm blândețea noastră față de ei, bunătatea noastră, ca ei văzând faptele noastre să-L poată și ei să-L urmeze pe Hristos. Sunt astăzi foarte mulți oameni care se amăgesc că se roagă acasă și că nu au nevoie să meargă la Biserica lui Hristos. Dacă ar fi să ne facem un test de conștiință, să vedem câți dintre noi, atunci când stăm duminica acasă, ne rugăm cu adevărat la Dumnezeu. Câți dintre noi ne plecăm genunchii și ținem în mână o psaltire sau o carte de rugăciuni, slujind în zi de duminică lui Dumnezeu. Cei care se roagă acasă sunt doar cei care sunt în suferință, care sunt la pat și care își plâng păcatele și durerea lor. Ceilalți însă care spunem că ne rugăm acasă, doar aceasta este o justificație. Putem să spunem că în aer există apă, dar fiecare dintre noi atunci când însetăm, mergem să bem apă la izvor. Tot așa atunci când noi vrem să ne vindecăm de durerile noastre, trebuie să mergem la Hristos. Dar unde este Hristos? El singur a spus că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Acolo este Biserica lui Hristos, acolo este comuniunea în care Hristos ne așteaptă cu trupul și sângele Său ca noi să putem să primim vindecare de bolile noastre sufletești și trupești. Aș vrea să închei această predică îndemnându-i pe toți credincioși și să-i aducem și noi pe toți către Hristos care au nevoie, care sunt în suferință trupească și sufletească. Vreau să închei cu o strofă dintr-o slăvire ortodoxă care spune: în fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi. Din nou e coasta mea străpunsă și curge sânge pentru voi. Mă răstignesc din nou pe cruce, pe masa Sfântului Altar. Primiți-mi sângele și trupul să nu vin iarăși în zadar. Veniți creștini, plecați genunchii, căci vreau în voi să locuiesc, să vă împac din nou cu Tatăl și de păcat să vă feresc. Amin.